evenimentului preconizat pentru astăzi este de instruire și de actualizare a informației ceea ce ține de ecografia ficatului, atașându-o la cele mai de ultimă oră tehnologii, cum ar fi elastografia și ecografia cu contrast. Sesiunea este în cadrul conferinței de gastroenterologie organizată de Societatea de Gastroenterologie sub auspiciul Universității de Medicină, cu participarea echipei din Timișoara, condusă de domnul profesor Sporea, un nume mare în ecografia abdominală, autor a multe ghiduri și manuale, un bun prieten de-a nostru, un susținător al ecografiei din Republica Moldova. Noi suntem, să știți, parteneri vechi cu colegii de la Chișinău. Acest schimb este bilateral. Ne dorim ca colegii Moldova să vină, venim aici să vedem și să ne surprindem de lucrurile frumoase care le vedem, inclusiv acest spital care, după mine, e deosebit. Deci, practic, ne face plăcere să avem aceste schimburi. Având în vedere că medicina la ora actuală se dezvoltă cu pași giganți, avem nevoie de comunicare cu colegii din Europa, din România, pentru a ne îmbogăți cu experiența care ei deja au acumulat-o și de a o implementa în Republica Moldova. Ne-am propus ca în cadrul acestei conferințe domnul profesor Ioan Sporea, care este un expert internațional în elastografie, să ne facă un masterclass în acest domeniu, elastografia ficatului și a scrinii. La ora actuală, rolul biopsiei epace a scăzut dramatic, probabil că am scăzut cu 90-95%, fiindcă avem elastografia. E simplă, se face în 3-5 minute, are rezultate cu foarte bună fezabilitate și practic ne dă în stadiul de fibroză și inclusiv cuantificarea steatozei cu o acuratețe foarte, foarte mare. Un spital modern, un ambulatoriu modern trebuie să aibă acest sistem în dotare, fiindcă cererea este incredibil de mare. În momentul în care oamenii află, ei vin în dorința de a se evalua non-invaziv în câteva minute cu rezultate foarte bune. Foarte rapid, cu un grad de acuratețe foarte mare, deja confirmate prin numeroase studii, este ceva util și accesibil deja, chiar și în condițiile Republicii Moldova, este accesibil, nu este o problemă. Avem echipament de ultime generație care sunt ajustate la toate normele, la toate ghidurile de evaluare a fibrozei hepatice și avem personal educat, instruit, care este gata să ofere astfel de servicii.